Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop. Dragii mei săgetători sau cu ascendent în săgetători, haideți să vedem cum este posibil să fie perioada 15-31 iulie pentru voi, dragii mei, că se pare este interesant. Se pare că este interesant. Haideți să vedem și care sunt cărțile care au binevoit să iasă pentru voi în această perioadă și să spună povestea pe care au spus-o și urmează să o auziți. Prima carte, pe primul rând, este cartea Temperanței, urmată de cartea Transformării sau cartea Morții din tarotul clasic și încheiată cu cartea Judecătoriei. Pe rândul din mijloc avem șaptele de săbii, urmat de Heartache and Loss, această carte de inimă frântă și anume treiul de săbii din tarotul clasic și încheiat cu cartea Domnișoarei Privilegiate. Iar pe ultimul rând, zecele de cupe în poziție întoarsă, urmat de cartea Choose Wisely, alege înțelept, sau șaptele de cupe din tarotul clasic și încheiat cu cartea bărbatului principal, arhetipul soțului. Cred că deja mesajul este foarte clar doar din aceste cărți, dar haide să mergem mai departe să vedem și restul. Tarotul egiptean vine și spune că punctul energetic în care sunteți unii dintre voi în această perioadă pe drumul vieții voastre este reprezentat de cartea justiției în poziție întoarsă. Apoi oracul soarelui vine cu cartea devotamentului, dar o să vedeți ce mesaj interesant are. Energiile care guvernează această perioadă sunt energia casei și energia fericirii, joy, da? Fericire, bucuriei. Asta dacă vreți voi să profitați de această energie și o să vedeți de ce spun acest lucru. Bun, 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 și mergem mai departe să vedem, mă scuzați, și restul de cărți. Și avem în felul următor. Amorul ghebos vine cu următoarele două cărți, Calling in your soulmate, chemarea sufletului pereche. După care, pay attention to the red flags, atenție la semnalele de avertizare. Și mergem mai departe, woman holding a heart, o femeie care își oferă dragostea, inima și sprijinul, vi-l oferă vouă. După care, bineînțeles că avem măturica, și anume cleaning up, este momentul în această perioadă să faceți curățenie în viața voastră. The Divine Physician, acest medic divin, și o să vedem despre ce este vorba, această persoană care vindecă suflete, The Ancient One, și anume străbunii voștri. Mesajul și sfatul, mai bine spus, din partea vrăjitoarelor vine și vă spune Let it go, renunțarea. Simbolul a fost întrebat ce anume vă oprește pe voi, cel puțin în această perioadă, din a fi fericiți cu adevărat, din a trăi viața pe care vă doriți, și a venit cu această carte care se numește Separation, și anume despărțirea, și vom vedea mesajul. Iar mesajul din partea îngerilor vine către voi de la Daniel. Bun, haideți să trecem la treabă, adică eu și voi doar ascultați. Dragii mei săgetători, mesajul este foarte clar pentru această perioadă, foarte, foarte, foarte clar. Intrați într-o perioadă, unii dintre voi, evident, într-o perioadă de karmă, într-o perioadă în care va trebui să plătiți niște polițe. Ceea ce se va întâmpla în această perioadă, nu ar fi bine să nu considerați că cineva vă pedepsește, să nu considerați că, nu știu, v-a blestemat cineva și așa mai departe. Nu. Este doar o perioadă de karmă, o perioadă, așa cum am spus, în care va trebui să plătiți ceva. Se pare că pentru unii dintre voi în această perioadă se dărâmă cel puțin visul unui cămin perfect, acea împlinire de care unii dintre voi v-ați agățat cu dinții, cu ghearele, cu tot ce ați putut voi să vă agățați acolo. Dar se pare că persoana de care v-ați agățat, persoana cu care voi v-ați imaginat că veți atinge nirvana, nu prea este pe aceeași lungime de undă cu voi, nu prea împărtășește lucrurile pe care voi vi le doriți, nu aveți cam aceleași viziuni de viitor, să spunem. E bine să vă păstrați echilibrul din toate punctele de vedere în această perioadă, este foarte important. De ce? Pentru că avem cartea morții, avem cartea transformării, ceva se întâmplă. Ceva moare, ceva se termină în această perioadă care e posibil să vă aducă suferință, e posibil să vă aducă tristețe în suflet. Tristețe vă aduce doar în momentul în care stați agățați de ego.
În momentul în care nu înțelegeți și vă încăpățânați să nu înțelegeți și perspectiva celeilalte persoane. E foarte posibil unul dintre voi, așa cum a spus, să afle că partenerul, partenera a sărit gardul și s-a dus să culeagă flori, să zicem, ce zici, vârzici, nu știu, și în altă parte. De ce? Pentru că avem acea carte a trădătorului și mai avem și cartea care mai reprezintă și amanta și cartea soțului. Bineînțeles că aici poate fi și soția și aici poate fi un băiat și nu o fată. Și avem și cartea judecătoriei. E posibil să vă gândiți sau să se gândească această persoană să se ajungă și la judecătorie, să vă spună că până aici au fost contractele între voi și nu vrea să meargă mai departe sau voi nu vreți să mergeți mai departe deoarece ați aflat despre acest sport de 100 de metri garduri al partenerului, partenerei voastre. Important este ca de acum înainte să alegeți și să alegeți înțelept. Nu că ați fi ales greșit acum. Repet, să nu dați cu biciul în voi, să nu dați cu biciul în partener, pentru că ceea ce trăiți acum și ceea ce urmează să se întâmple este doar o karmă. Este doar un episod al karmei, să spunem așa, în care voi trebuie să învățați ceva și voi și partenerul vostru trebuie să învățați. Ideea este că mai apare și există posibilitatea să apară este altă persoană pentru voi. Haideți să spunem altfel. Persoana asta a fost lângă voi pentru a vă învăța pe voi ceva. Pentru a vă învăța pe voi prețul libertății. Și o să vedeți de ce spun acest lucru. Dar nu este persoana, nu este sufletul vostru pereche. Deci nu vă mai mușcați acum din pumn că a făcut adres și pleacă. Sau că îi spune să plecați. Nu faceți acest lucru pentru că din ce se vede pentru cei cărora le este adresat acest mesaj și o să știți voi care sunteți aceia, persoana asta nu era pentru voi. A fost doar o perioadă de lecție, a fost doar o perioadă de învățare. Așa că v-am spus să nu faceți prea urât, nu suferiți prea mult. Dacă vreți să suferiți, ok, suferiți o perioadă după care faceți curățenie, vi se spune foarte clar, faceți curățenie în jurul vostru, în sufletul vostru. Nu renunțați la chemarea sufletului pereche pentru că el o să vină și o să întâlniți această persoană și nu este oricare persoană, este the divine physician, este acest medic divin care vine și vă vindecă sufletul. Este o persoană deosebită de ce ați întâlnit până acum. Vine, așa cum v-am spus, intră în viața voastră, parcă înțelege durerile pe care le aveți, dar doar prezența acestei persoane în viața voastră vă vindecă. Deci nu renunțați la această chemare a sufletului pereche. Faceți afirmații, vizualize și tot ce este nevoie. Nu picați, pentru că e foarte ușor, da? E foarte ușor să picați în boceală, e foarte ușor să picați în furie, e foarte ușor să faceți lucrul ăsta. Nu! Sfatul nostru este să nu faceți acest lucru. Și mai este o chestie importantă, pentru că oracolul soarelui v-a dat această carte a devotamentului. Dar cartea asta a devotamentului spune că unii dintre voi aveți tendința clară de a fi devotați, să spunem, persoanelor, partenerului vostru până la autosacrificiu. De a oferi tot acestui partener doar pentru a sta lângă voi, fără să vă intereseze sau fără să vedeți dacă partenerul își dorește acest lucru. Este o formă de manipulare. Fie că vă place să auziți lucrul ăsta, fie că nu. Pe principiu, eu m-am sacrificat pentru tine, eu am făcut pentru tine și tu, acu ce faci, sar gardul, nesimțitule, nesimțit-o, uite ce ai făcut. Nu. Același lucru vă spune și sfatul vrăjitoarelor cu letting go, cu renunțarea. Vă spune foarte clar, în momentul în care iubești pe cineva sau ceva, îi redai libertatea, îl lași liber. Că poate această persoană nu se simte bine lângă tine. Poate această persoană stă doar pentru că se simte obligată să stea lângă tine. Și atunci care este scopul? Atunci care este farmecul? Gândește-te și pune-te măcar 5 minute în papucii celuilalt și vezi ce înseamnă să stai închis într-o colivie, poate să fie ea și de aur. Bun, nu vreau să mă întind foarte mult cu ședința asta, important e să înțelegeți voi că dacă se întâmplă
ceea ce se arată pe aici, e bine să vă gândiți de două ori. De ce a făcut? Poate că fericirea acestei persoane nu este lângă mine și atunci este corect să-i dau drumul și să-i ofer acea libertate de a se duce unde este fericit sau fericită și dacă se întoarce de bine, dacă nu, nu, mă eliberez și eu, eliberez și această persoană. Simbolon, tot atrage atenția cartea cu Daniel, Simbolon care v-a dat exact această carte a separării și exact asta vă spune. Ce vă oprește pe voi în această perioadă de a fi fericiți, de a trăi această viață pe care vă doriți? Iată, cartea spune că voi nu reușiți, nu acceptați, nu reușiți să înțelegeți și nu vreți să acceptați că drumurile voastre, adică drumul vostru și a partenerului, partenerei voastre, nu mai are, drumurile voastre nu mai au nimic în comun. Drumurile voastre s-au separat, drumurile voastre probabil s-au separat de mult timp și voi ați stat, exact cum am spus, încrâncenați să le țineți la un loc. Let it go! Dați-i drumul, eliberați această persoană și eliberând această persoană vă veți elibera de fapt pe voi. Știu că mulți dintre voi o să mă înjurați pentru această citire. Este dreptul vostru, nu este nicio problemă. Este datoria noastră de a spune și de a aduce în fața voastră aceste mesaje pentru că noi considerăm că sunt foarte importante. Sunt foarte importante pentru că vă pot deschide mintea, vă pot deschide sufletul și vă pot cruța de această tristețe în care, și furie în care riscați să picați în momentul în care se întâmplă evenimente de genul acesta. Străbunii voștri, ați văzut, cartea sunt cu voi în această perioadă și vă spun că încă mai sunt niște lecții pe care voi le aveți de învățat în planul terestru. Ei sunt cu voi, vă ajută, vă veghează, vă susțin, dar încă lecțiile voastre nu s-au terminat. Dragii mei, curaj, curaj, pentru că, știți, noi avem o vorbă, dracul nu este atât de negru precum pare și în momentul în care vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, se schimbă și poți înțelege altfel. Haideți să vedem care este mesajul de la Daniel. Daniel este îngerul căsătorilor, ca să vezi, și spune doar că te asistă în acest moment. Bun, lucrați cu Daniel, pentru că tot s-a oferit, rugați-l să vă dea acea înțelepciune de care aveți nevoie pentru a depăși acest moment, pentru a vă elibera pe voi și a elibera partenerul, partenera voastră și de a aduce acea iubire, să zic, și blândețe peste sufletul vostru pentru a alina și a vindeca posibilele răni care vor apărea sau pot apărea în această perioadă. Dragii mei săgetători, sunt doar lecții, lecții din care învățați și lecții prin care voi veți crește ca suflet și ăsta este scopul nostru în această existență. Dragii mei, asta este citirea pentru voi, astea sunt mesajele din partea Universului pentru voi în perioada 15-31 iulie 2020. Aștept comenturile voastre în secțiunea de coment. Așa cum vă vine să scrieți, scrieți. Eu nu iau nimic personal, dragii mei, și vă înțeleg. Eu sper și voi să ne fi înțeles pe noi, să vă fi înțeles pe mine și să vă gândiți acolo că e bine. E bine să acceptați această eliberare a voastră și a celorlalți. Bun, aștept comenturile voastre în secțiunea de coment, așa cum spuneam. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, știți foarte bine unde și cum să mă găsiți și până data viitoare când ne revedem, regăsim și reauzim pe la Taroscop sau orice altă citire, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.